ca să facă sens titlul acestui clip și să nu fie un clickbait grosolan, cumva am dreptate în sinea mea și sper până la finalul acestui clip să înțelegeți de ce am zis că am fost păcălit de Daniel. Nu-mi dau seama dacă e un lucru rău sau bun ce s-a întâmplat, dar încă sunt în procesul de a asimila lucrurile și a încerca să-mi dau seama de treaba asta. Totul s-a petrecut foarte repede. Adică am mers, am filmat și am plecat cu o altă mașină, teoretic. Practic a durat 48 de ore. Eu fiind în vacanță. Nu știu ce să zic. Pentru cei care nu v-ați dat seama, asta nu e un interior de Jeep, este un interior de Toyota Land Cruiser 100. Nu e V8, e 4.2 diesel, motor mare, e spațioasă, stă mai bine decât Jeep-ul pe drum, n-am ce să zic. Cu toate că și acolo eu aveam planuri mari, aveam planuri să fac un upgrade la sistemul de direcție. Aveam planuri să tai aripile și să fac mai mult loc roților, pentru că deja frecau și aripile au început să ia forma roților. Se umflaseră, se făcuseră așa. Urma să fac content pe tema Jeep-ului, pentru că nu mai făcusem de ceva timp. Și toate lucrurile s-au schimbat, cum v-am zis, în cred că mai puțin de 48 de ore. Din momentul în care noi am filmat episodul cu Iveco, camionul de armată transformat în camper. De obicei când îți schimbi mașina, bă, cauți, te documentezi, bă, îmi place aia, asta a fost o decizie așa foarte pe repede, pentru că eu i-am spus lui Daniel, zic, bă, nu, dacă îmi vând mașina, nu am ce mașină să-mi cumpăr. Adică eu vând Jeep-ul în care am investit destul de mult timp și bani și produse ce erau pe el, că și produsele alea sunt ore de filmare puse acolo, editat și așa mai departe, lucruri care costă. Da, să trecem peste asta. Nu aveam ce mașină să-mi iau într-un buget de 10.000 de euro fără să o iau de la capăt. Adică fără să o iau de la capăt, în sensul fără să trebuiască să cumpăr roți, fără să trebuiască să cumpăr suspensie, fără să trebuiască să pun diferite lucruri ca mașina să fie gata de o expediție, de o plimbare, de overlanding, cât de cât pregătit. Doar că Daniel a reușit să ajungă înaintea mea la filmări, atunci când am filmat camionul, și Florin, proprietarul camionului, a zis, băi Daniele, am o Toyota Land Cruiser 100 și nu reușesc să o vând, adică, bine, nici nu s-a chinuit prea tare să o vândă dacă ar fi, dar n-a vândut-o, la care Daniel, băi Florine, ce Toyota ai tu, mă? Cam așa a fost discuția. Și i-a arătat Toyota, mașina printr-o întâmplare făcea că are suspensie Oldman EMU, are mad roți pe 33, mad 3, și întâmplarea face ca mașina să coste 10.000 de euro. Vine Marius la filmare, salut, Marius, vindem Jeep-ul și îți iei Toyota. Bă, Dani, stai un pic, cum adică vând Jeep-ul și iau Toyota? Ce Toyota iau? Ce Jeep? Cum? Adică vând Jeep? N-am bani de Toyota. Toyota ca decentă cât de cât așa, vorbim de la 12.000, 15.000. Na, vorbim de alte prețuri. Nu am acum bani să fac asta, adică am alte bătăi de cap. Nu.
Că vindem Jeep-ul și uite, are Florin o Toyota pe 10.000 de euro. A, mă, Dani, că nu. Nu, nu știu, nu. Irina fiind soția mea. Băi, lui Irina îi place Jeep-ul foarte mult, n-ar vrea să o vândă. Eu, da, știi că aș vrea ceva mai mare, mai încăpător, mai, da, cumva, na, cred că trebuie să-mi bag prea mulți bani în ea ca să merite să o iau, bani pe care nu îi am, again. Între timp, Daniel îi trimite mesajul lui Irina, poză cu mașina și zice, îți place mașina asta? Irina zice, da, e drăguță, că e gri. Bine, e mașina voastră. De aici n-am avut putere de decizie, pentru că eu ziua următoare am plecat în vacanță. Mă rog, nu, ziua următoare am filmat un material, o mașină de la BMW. Între timp am pus o poză cu Jeep-ul pe Instagram și am anunțat că este de vânzare. Mă rog, Daniel a făcut asta. Cineva a venit, a văzut mașina. S-a decis pe loc că vrea să o cumpere. Am bătut palma pentru 8.500 de euro. Am așteptat ca băiatul să se decidă. În sensul că, ok, bați palma cu cineva, dar trebuie să faci cu niște contracte. Să... No. Am făcut niște contracte pentru că în cazul în care lucrurile decurgeau cum trebuie să... Adică să fie totul. Am făcut contractele semnate, le-am lăsat lui Daniel. Băiatul s-a decis, a plătit banii, i-am luat din contul meu de unde au intrat banii și i-am dat în contul lui Florin în decursul a 30 de minute toată distracția asta. Și am ajuns, cum vă ziceam, mai puțin de 48 de ore să fiu păcălit de Daniel să-mi iau Toyota Land Cruiser 100. Până trecem mai departe cu povestea, o să vă las o secțiune filmată de Daniel în momentul în care a fost să ridice mașina și să o ducă la servis. Pentru că i-am zis, ia-o, ține-o la tine că n-am unde să o țin, că nu sunt în țară și vezi tu dacă e de făcut ceva la ea, să facem o listă să ne pregătim. De la o listă să ne pregătim s-a întâmplat asta. Da, am găsit cheile în portbagaj, Marius, mașina era deschisă. Nu trebuie să te agiți. Dar de ce avem aici contact general? Nu știu, avem noi de la ceva? Oplitoare la uși ne trebuie. Merge volanul. Oh, antena. Nu ne trebuie antena, am pornit. Scaunul încălzit. Toyota. Nu știu ce e ăsta. Oglinzile sunt rabatabile electric? Da, mă, deci mașina merge impecabil. Mă bucur, i-am zis lui Marius că... Bă, zic, mie îmi pare rău un singur lucru, că îmi pare rău că tu n-ai mai condus Toyota diesel sau alte Toyota diesel ca să poți să apreciezi cât de bine merge mașina asta care are cutia refăcută la fratele Toma, cu convertizor, cu tot, cu conducte de motorină schimbate, că Toyota 4.2 diesel n-are bujii. Niște conducte de înaltă presiune de motorină. Direcția, cât de bine merge, cât de bine schimbă, cât de bine pleacă de pe loc, cât de bine arată pe dedesubt la șasiu și așa mai departe. Dar, na, o să vă arăt eu cam care-s bubele lor în general. Schimbătorul trebuie refăcut, volanul trebuie refăcut, spălat, aranjată, dată folia jos, că are o folie veche. Hazard reported ahead. Aoleu, hazard, ce frică mie de hazard, eu mă hazardez când e vorba de hazard. Da. Și o să fac un episod despre starea mașinii ăsteia, ca să... Că da, Marius oricum e în concediu. Și... Mă apuc de ea ușor așa. Și o să vă arăt... poate nici o zi fără Toyota diesel. Și o să continue Marius serialul mai departe pe Stax TV. Habar n-am. Dar până vine Marius să-l fac eu, până și butoanele astea, arată impecabil aici. Bravo, Marius. Interiorul frumos, gri ca la mine. Mașina utilitară. Dar, spre deosebire de a mea, că de asta zic că Marius nu apreciază, Marius are banchetă, are butoane la geamurile spate, are centuri spate. Și să vă dau și niște prețuri, așa, ca să fie treaba, ca să înțelegeți cam care sunt prețurile la Toyota Land Cruiser 100. Păi vă spun așa,
Banchetă spate, banchetă spate second hand, 500 de euro. Ăsta e prețul unei banchete. Centuri spate am dat eu 100 de euro pe ambele, dacă nu mă înșel, stânga-dreapta. Butoane am dat eu vreo, cât am dat? Parcă vreo 100 de euro butoane de deschidere geamuri. După aia mai lipsesc niște tije prin uși ca să poți să și deschizi ușa din interior. După aia mai lipsesc niște tije pe la haion, că oamenii pe afară care fac mașinile astea utilitare chiar le fac utilitare, adică nu își bat joc. Da, asta e treaba, ce să facem. Primul lucru pe care am să-l fac la această mașină va fi să-i dau volanul jos și să-l trimit la... să-l trimit la retapizat. Am un băiat în Arad care cu 200 de lei îmi face volanul. Nu vă dau omul pentru că nu vreau să vi-l dau. Vreau să fiu al dracu, vreau să mă transform, să mai fiu băiat bun. Vreau să fiu nenorocit. Da, mașina pe lângă toate astea are pornire din telecomandă a motorului, are camera de bord lăsată aici, are compresor în portbagaj și actuator de blocant pe aer, pentru că cel electric cu care vine din fabrică dispare efectiv de la toate substanțele care se dau pe străzi. Dispare, rămâne doar mufa și atunci oamenii optează pentru cel pneumatic, îl face Vali și avem avantajul că putem să ne umflăm și roțile după aia, dar mașina asta este un vis, jur. Știu că probabil o să mă întrebați, dar vreau să vă arăt fața mea când vă zic. Vreau să vă arăt fața mea de arogant când vă zic că mașina asta a costat 10.000 de euro. Da, hai la spălat. Așa arată acum. Dar noi o să facem să fie bine. Haionul e ruginit. Un haion e 400-500 de euro. Aripa asta e lovit aici. God damn it. Asta se întâmplă când șlefuiești kitul cu apă. Asta se întâmplă când șlefuiești kitul cu apă. Asta se întâmplă. Asta e viața. Așa. Astea trebuie să zboare. Sunt foarte ok de protecție, dar surâte. Nu-mi trebuie, că plătesc cu telefonul. Și bara asta trebuie să zboare și troliul, trebuie să-l punem pe ăla de la Orn, bune roțile, ET-ul corect, jante de tablă pentru Toyota 100 destul de rare, bară spate, folie trebuie schimbată, na, diverse lucruri. Despăduchiere. E jale. Săraca e stată mașina de mult timp. Să nu se mai vadă rugina aici, că o facem țiplă. Paca, paca, paca. Hai cu tata. Nu o fac, mă, și pe asta. Nu o fac. Nouă nouță. Gata, mă, așa arată spălată. Cum pun toți samsarii poze cu ele, ude, știi? Noi eram la spălătorie și am făcut poze. Păi pune-i, mă, uscată, mă, că ai și talentul lui, să văd și eu. Mai are lac pe ea, nu mai are. Da, arată bine. O aripă de vopsit. O aripă de schimbat, reparat. Ce mai avem? Haionul de schimbat, reparat acolo la încuietoare. Un cap de prag aici de schimbat. O aripă aici de reparat, de făcut, de schimbat. Și cam asta e. Problema e că, dacă vă întrebați voi, cât costă aripile pe față la Toyota Land Cruiser 100, vă spune fratele vostru acum, sunt doar 2500 de lei bucata pe original. Cheia asta nu o văd bine. O să se rupă, îi trebuie și cheie lui Marius. Că nu știu ce să fac cu asta. Da. Treabă bună, m-am făcut treabă bună. Ei, Marius, eu mă apuc de treabă, că eu nu pot să stau așa aici, nebun. Îi trag aici, facem frumos. Thank you.
Haide, nu te cunoaște? Nu mă știu. Ia să vedem. Ia. Fata stai mea, eu sunt. Stai puțin să vedem dacă mă știe pe mine. Ai văzut? Ei, păi nu știu. Nu se mai deschide acum. Păi nu știi tu, mă, frate. Nu te cunoaște, să faceți cunoștință, ia. Da, da. Haide, mă, că e bine, ia. Mă, că am văzut unde ai apăsat. Nu știu să apăi și un pic. Gata, mă, mă știi. Gata, mă, te știi, nu? Da. Trebuie să aflu ce este aici. Suni proprietarul și afli. Ce s-a? Niște șuruburi, niște becuri. Parcă niște becuri sunt. Mamă, nu că niște, toate becuri. Niște becuri, da. S-a stat unul să ai. Aici, da, frate, să ai becuri. Da, să ai lumină. Lumină din lumină. Da. Păi da? Da, nice. Uh-huh. Se duce undeva, nu știu unde. Ce e ăla? Firul? Deci e un USB care pleacă de aici. Păi ăla alimentează camera, spun eu. Să duce sus, la camera de bord. Da, e posibil. Da, la asta. E posibil. Dar ce e asta aici? Left, right. A avut senzori, dar nu mai are. Uh-huh. Adică ăla așa pare de senzori universali. Asta cred că e antena pentru zi, pornirea din telecomandă. Mhm. Aici, aici era modulatorul ăla de USB-ul, care l-aveai. Ah, ok. Da. Acolo poți să pui de la cum am pus eu de la Vali. Cum aveai și la Jeep. Metalic, de la metalic să spui lucruri. Acolo stația. Și tu ai în suportul ăsta sau? Nu, 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 am luat, am scos scrumiera de tot și am pus-o acolo efectiv. Ah, adică nu scrumiera o păstrez. Da, tu și fumezi mult, vorba aia. Da, da, deci e ok. Am făcut treabă bună. Că ai și o pereche de ochelari aici, sus, să-i dai omului ochelari. I-am găsit eu undeva. Da. Aici toate cele. Aici nu e nimic. Aici nu e nimic. Acolo nu e nimic, am uitat aici. Da, nu e nimic. Da, să-i mișto că ai bancheta. Că ai bancheta, că nu s-a n-a umblat nimeni acolo, ai centurile originale, butoane, toate tijele, deschis, închis, adică asta e un lucru bun, că n-a venit utilitară de afară, ca să zic așa, și a fost transformat aici. Bancheta asta cu cusăturile astea, pliurile astea, pe care nu le face niciun tapițer, ceea ce da, nu știu, e greșit. E o mașină specială care face da. La noi nu există. Ia să vedem. Ai suport aici? Ai, mă, suportul. Eu, nu, bă, eu mă uit la tot ce am cumpărat eu. Cotieră, suport, centuri, prindere banchetă, butoane. Poți să pornești de aici? Ok. Să ai un ventilator, da, ai o aerotermă suplimentară sub scaun și, ți-am zis, fiind mașina mare și cu 7 locuri, nu prea ajunge căldura și aerul, de-aia unele aveau climă pe spate, știi? Da, acolo e un bocan. Da, da, da. E 44, adică nu e chiar. Ia și tu șervețelul ăsta, omule, și șterge-l. Dacă tot ești acolo. Poți să ștergi. Șterge-mă bocancul. Păi da, ce ăsta roșu oare să ia? Nu știu, vedem acum, dar șterge bocancul. Da, deci trebuie să facem pasajul ăsta aici. Pasajul ăsta de... Scuipă. Așa, e mort. E, lasă, chiar ștergem, nu e nicio problemă. Așa, deci pasajul ăsta, că boala lor este, vă uitați aici la aripi ca să vă învăț lucruri. Și când e masticul ăsta aici, înseamnă că n-a fost făcută tinichigeria niciodată la aripile astea. În general, oamenii care fac tinichigeria nu mai pun mastic. Boala lor, haionul spate, am zis că îl reparăm, că are niște rugini aici. Îl reparăm. Ai trusă de Toyota, adică nu așa. Da, strânge aici, jeg, mizerie. Da, umezeală, e? Păi, domnule, ruginește mașina. Cine știe ce să face? Aici ți-am zis, vedem ce placă, da? Băi, mai aveam eu vreo două, dar nu știu dacă le mai am, frate. Că noi le-am tot dat jos, știi? Și aveam într-o stare mai bună. Cum uitam la metal. Păi nu are, ăsta nu ruginește. Doar ăla de sus ruginește. Ăsta nu, nu are o problemă. Ăsta e ok. Da, a fost lovit acolo un pic și nedată cu vopsea ta. Doar asta spate, te decizi ce faci cu ea și... Bă, aici mă gândeam, da, e bine, e săracă, e muncită. E cam coptuță, da, da. Înțelegi? Și mie că te chinui să o sablezi
Și după un an iese rugina din nou. Tu ai roata de dedesubt, dar nu-ți trebuie, nu. Nu-ți trebuie pentru că în momentul în care îți pui suport pe spate, te va deranja de fiecare dată când vrei să umbli la portbagaj. Deschide ăla, închide ăla, deschide ăla, închide ăla. Ai roata acolo, nu-ți pasă, nu te interesează. Știi? Cârligul, da, e ok, nu e ruginit, nu e, arată bine. Păi da, 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 da. Bine, aia mie nu-mi place cum arată acolo și așa, dar da, o poți muta într-un alt loc, să zicem, știi? O să dai cu ea oricum. Adică dacă faci o urcare ceva mai abruptă, dai cu aia 100%. Dai și cu cârligul, dai și cu aia. Da, na, am spus și folie schimbată, pragurile schimbate, aripile pe față de schimbat. Mai sunt lucruri de făcut și la asta, dar partea bună e că tehnic mașina stă foarte bine, foarte bine. Are roți, are suspensie, ce mai vrei? Ok, și poate o să vă întrebați, bă, da, mașina arată bine, adică mașina, da, are probleme de rugină, nu majore, adică parte estetică, nimic grav, probleme pe care le-am și rezolvat, jumătate din ele, sau aproape jumătate din ele, e boala lor. Așa cum zice Daniel, domnule, e boala lor. Astea toate ruginesc acolo, deci suntem în grafic. Dar cu ce m-a păcălit Daniel? Păi, aici este vorba, pentru că obișnuit fiind cu Jeep, o mașină care nu este spectaculoasă din punct de vedere, domne, are vreo tradiție, Jeep-ul Grand Cherokee ca fiind o mașină, bla bla bla, nu. Grand Cherokee nu, e adevărat, Jeep-ul Rubicon, GK, GL și modele mai vechi, da, alea da, o tradiție ca fiind mașini de off-road, dar Jeep-ul Grand Cherokee este o mașină gândită ca un Touareg, gândită ca o mașină normală și atunci, ok, prețul de achiziție nouă a unui Grand Cherokee se ridică pe la vreo 60.000 de euro, să zicem, nou. Și poate atât era și când era vremea lui. Mărci, probabil că nu era euro. Dar problema este că Land Cruiser-ul, după atâția ani, mașina asta fiind din 2000 și după 24 de ani, că suntem în 2024, după 24 de ani, mi se pare că unele piese sunt exagerat de scumpe pentru utilitatea lor ca mașină. De ce zic asta? Cât poate să fie pentru o mașină second hand o aripă de la producător, adică nu originală? Cât? Spuneți-vă în comentarii cât credeți că este. Pentru că urmează să vă șochez cât este o aripă pe care eu trebuie să o schimb, nu una, două, trebuie să schimb, pentru că are rugină, iar o aripă de producător în România, și nu numai, că și asta e o discuție, nu e că avem noi românii ciungă în păr, în România este de la 17 milioane. Băi, dacă era o mașină nouă, înțelegeam, dar nu mai este o mașină nouă. Și ce mă șochează și mai tare este că am căutat de curiozitate, zic, bă, da, ok, hai că poate nu-mi luam Land Cruiser 100 și îmi luam 80, că mie mi-a plăcut mereu 80-ul. Ca mașină, poate nu era cea mai practică din punct de vedere utilitate și ușurință de condus și așa mai departe, pentru că e o mașină și mai veche decât asta. Mă, la 80 o aripă, din ce am găsit eu pe internet, așa, e, te rog, e 800 de lei. Zic, dom'le, dacă la 100 este aripa 18-17 milioane de producător, original este 25, dar nevopsită, nenimic, tabla și atât. Cât poate să fie la 200, îți dai seama că sar din ghete dacă ți-ai un Land Cruiser 200 și vrei să... E 7 milioane. Ce are mașina asta așa? Adică, ce are mașina asta așa special de
are asemenea prețuri pentru piese neoriginale, ca să nu mai zic de alea originale. Urmează să schimbăm într-un episod viitor radiatorul de mașinii. Radiator nou fiind 4.000 de lei. Radiator original. Radiator aftermarket, tot nou, e 1.000 de lei. Mă, ăla e un preț corect pentru un radiator. Adică e un preț, măi, ok, un radiator pentru o mașină veche de 24 de ani mi se pare ok. De unde prețurile astea așa de umflate pentru niște piese care nu e ca și cum, bă, facem rar piesele astea, dom'le, că nu se caută. Tocmai că se caută și adevărat. Ar trebui poate, știi, aia, dom'le, dacă e cerere pe piață, faci prețul pe măsură, că oricum se cumpără. Bă, da, e șapcă, adică e... Din punctul ăsta de vedere, mă simt păcălit. Și da, am fost păcălit de Daniel. Ia-ți, dom'le, Teta 100, că o să-ți placă maxim. Iar ziua următoare, după ce am luat-o și am început să caut diferite piese pe care el mi-a zis că am nevoie, am început să zic, bă, parcă hai să nu facem așa repede. Unde ne grăbim? Adică de ce ne grăbim? Pentru că toate lucrurile la această mașină sunt de 4 ori mai scumpe decât ce eram eu obișnuit cu Jeep. Aia e. O să ziceți că ce ți-a trebuit? Nu mi-a trebuit, am vrut. Da, e fun. E ok. Mașina îmi place. E un lucru ce... I gotta deal with it. Ca să zic așa. Vreau să mă obișnuiesc cu ideea și să am mai mare grijă de mașină decât am avut cu Jeep. Că n-aș fi avut grijă cu el. Dar, da. Mare atenție la piese. Sunt eu și așa eram destul de panicat că se aude, că face, că drege, că și asta, uite, acum, spre exemplu, în 2000 sunt gândit ceva pe spate, sunt curios ce. Ceva ce nu am făcut la Jeep, și anume un walk-around al mașinii așa cum arată ea în momentul în care am cumpărat-o. Mai puțin asta că mi l-a pus Daniel, nu s-a putut ține. Deci, așa arată mașina, bordul, clasic, pre-facelift, că la facelift sunt ceasurile, au alt iluminaj și au ceva pe acolo. Nu știu ce este asta. Asta, chestia asta de aici. Nu pot să-mi dau seama ce este. Nu știu dacă are ceva. Nici n-am întrebat. Nu știu exact ce este. Aici avem reglajele de oglinzi, power heater-ul, diferențialul spate, diflocul, clasicele butoane de comenzi pentru geamuri și setările pentru scaune. Volanul, ce pot să zic? E un pic muncit. Ar trebui retapițat. Nu știu unde o să-l fac. Nu știu dacă o să-l facem unde am făcut și volanul la Jeep sau în altă parte. Încă nu știu pentru că nu am timpul necesar să mă documentez puțin. Și nici nu știu ce culoare să-l fac, pentru că mașina la interior este toată un gri. Aici mai avem o distracție și asta trebuie schimbată, mă rog, schimbată, retapițată. Aici controlele de suspensie. Da, avem și cameră care vorbește, așa a venit mașina cu această cameră. Bună, imagine ok. Ziceam că astea sunt comenzile de la suspensia mașinii originală, nu mai este funcțională. Scaune încălzite, ambele, stânga-dreapta. Cutia clasică de Toyota, Land Cruiser, pentru generația asta. Maneta de high-low. Aici avem partea de aer condiționat, climă și așa mai departe. Aici este blocantul central și butonul de avarie, ăsta l-am pus eu. Navigația a venit cu ea, nu știu ce este, dar trebuie schimbată. Este ceva, nu vă puteți imagina. Mă pot conecta cu telefonul la navigație, îmi arată ce melodie am acolo, dar nu se aude nimic. N-am putut să am zis că o să o schimb complet, pentru că în afară de radio și asta, altceva nu mai știe. Adică dacă vreau să mă conectez cu Waze sau ceva, să am și eu aici, nu avem. Da. Mașina se prezintă în felul următor, că aici începe cumva distracția. Aici am rezolvat la Daniel. Da, haideți să mergem așa. Așa arată mașina la exterior.
Așa arată mașina, ați văzut-o pe clipuri. Momentan, troliu de aici este într-o bagaj, urmează să-l montez, doar că aici placa vine cumva diferită și trebuie schimb întors troliu și pus, pentru că se prinde de bară, nu are o placă de troliu, iar bara este destul de muncită și ar trebui cumva sablată integral, sablată integral și revopsită. Nu este ARB, este tip ARB. Tip ARB, nu e ARB. Problemele majore, bine, capota ciupită pe aici colo, ăsta va trebui să-l colantăm. Ăsta, toată lumea zis să-l dau jos. Mie îmi place și rămâne. Era să stric. Mie îmi place și rămâne. Și aș vrea să-l fac negru lucios, ca și marginea asta de la așa, la grilă. Problemele mașinii sunt pe parte de tablă. Pentru că aripile acestea, de care o să vă zic imediat și ce prețuri au, aripile sunt un pic roase aici, pragurile se prezintă ok, mașina mai avea niște rock slidere, nu? Așa, sper că le zic corect, niște praguri metalice, dar erau sudate pe șasiu și ar trebui să curăț zona aceea. Problema era odată aici, da? Și a doua problemă era aici la pasajul spate. Problema este și pe o parte și pe cealaltă. Nu știu cât de bine mă aud. Problema este și pe o parte și pe cealaltă. Pasajele spate le-am rezolvat la Dani. Am cumpărat pasajul cu totul, am tăiat doar bucățica asta și s-a făcut lucrarea aici. Urmează să vopsim. Aș vrea să vopsesc integral pentru că sunt multe lucruri de făcut și durează. Asta este folia pe care o să o vedeți voi într-un episod următor, pentru că n-am apucat să filmez. O altă problemă majoră n-ar fi asta. O altă problemă majoră ar fi asta de aici, pentru că mașina, din cauza unui stop fabricat prost, trage apă în partea asta de jos a haionului și aici avem frumoasa rugină. Eu între timp am mai pus și o cutie aici, o cutie clasică cu un sertar, cu un sertar, și aici o să-mi pun frigiderul. În spate o să avem compresor și probabil pe viitor o baterie pentru frigider și alte lucruri de care mai am nevoie aici pentru camping. În rest, v-am zis, mașina are de toate. Stopurile cu aici un pic de break the glass, aici un pic de jump spart, dar se rezolvă. Haionul și el, pe lângă că este un pic rugin, este un pic lovit aici și mai are rugine aici. Să vedem dacă reușim să-l salvăm sau va trebui să cumpărăm unul, pentru că în căutările mele, acest haion, această bucată de metal, am ajuns să o caut și în Ucraina. Adică am ajuns să caut în Ucraina în condițiile în care, băi, am găsit aici mașina, există șansele să trimiteți în România, da, trimitem, costă 750 de euro second hand de la dezmembrări. Mi se pare enorm de mult, enorm de mult pentru un metal. Enorm. Adică fără sisteme, fără nimic, doar metalul, pentru că și șansele ca acela să arate bine sunt, da, arată bine, dar nu știi niciodată câtă rugină are în el. Pe partea asta la alta avem și aici, am mai avut un pasaj pe care l-am făcut, era un pic de rugină în partea asta, a rezolvat-o Daniel, nu era nimic, ați văzut în mai devreme. Pragul se prezintă bine până aici unde dăm din nou de o aripă, cea mai fost ea făcut odată, dar viața ei e pe terminate. Antena care este și ea stricată, va trebui să găsesc o. E rupt aici. Așa am luat-o, doamne, așa am luat-o. Momentan mai are un pic de semnal, dar în rest toate bune. Cum ziceam, sablată bara față și când voi duce să rezolv cu bara față, încă nu știu unde, va trebui să rezolv și cu bara spate, pentru că și ea este într-o stare minunată. Aș vrea să pot să o salvez.
înainte să zic că ok, îmi trebuie altă bară, pentru că aș vrea întâi să încerc să salvez lucrurile decât să le arunc și dacă sunt de aruncat să fie ultima soluție. Mașina mai venea și cu priza asta instalată aici pentru rulotă, te conectai acolo și teoretic trimiteai curent și către rulotă în timp ce mergeai, încărca bateria rulotei. Mașina a venit cu suspensii Oldman EMU. Aici nu se vede. Aici, ia să văd. Se vede aici? Da? Suspensii Oldman EMU pentru Land Cruiser 100. Roți BF Goodrich Mud Terrain KM3, exact același model pe care l-aveam și pe și pe Jeep. Dimensiunile, stați că vă zic imediat. 2.85, mai am pic că nu-ți vede, 2.85, 75, 16, cu jante de tablă, fără distanțiere. Așa vine, îmi plac foarte mult, vin exact cât trebuie. La Jeep aveam problema asta, roțile erau prea ieșite și aruncau foarte mult noroi pe mașină, dar aici e ok. Sunt un pic ieșite, dar arată cum trebuie, adică e perfect. Mai au, anvelopele arată destul de bine, le voi păstra și pe astea și probabil voi căuta să pun un set de aceeași dimensiune, dar AT-ul, pentru că merg destul de des cu mașina pe asfalt și nu văd sensul să mă chinui cu maduri, mai ales prin oraș. Poate la ieșiri mai grele, nu știu cum facem noi asta, voi pune roțile astea, oricum voi lua anvelope și jante, cu totul ca să nu stau să schimb de 10 ori pe un set de jante. Înțeles că janta asta de oțel cred că este, nu e foarte scumpă. Deci cam așa, aici avem folia, o să fac un episod cum au pus băieții ăștia folia, pentru că e super mișto, adică ce să... Nu folia e mișto, folia da, e folie, își face treaba, e super mișto povestea cu folia ce a fost pe mașină anterior. Da, ce pot să zic, acum ce-mi stă pe creier este să văd dacă rezolv haionul ăsta la o tinichigerie și bara față și bara spate și mai apoi mă voi ocupa de aceste minunate aripi și cel mai probabil momentan 90%, 99% mașina o voi vopsi integral, tot gri. Mă uitam acum la o altă nuanță de gri, dar lăsați voi în comentarii ce culoare credeți voi că s-ar potrivi pe mașina asta. Neapărat gri, pentru că nu vreau să ajung să schimb talon și alte povești la mașină. Mașina asta totul e ori 2, pe lângă prețul ori 4. Hai, ne vedem în următorul episod, sper că v-a plăcut, sper că vă abonați pentru Daniel, că eu apar destul de rar aici. Și când apar, nu zic ceva smart. Eu sunt ca mulți dintre voi. Eu vreau să descoper lucruri. Eu sunt pasionat de echipamente, de alte lucruri. De exemplu, acum filmez cu un Osmo Pocket 3. Sunt curios cum arată. Nu, e un film de test ăsta. Vedem cum arată. Toată lumea l-a lăudat. Abia l-am găsit, l-am cumpărat. Și mi se pare mult mai mișto să filmez cu ăsta decât cu telefonul. Doamne, am vorbit 7-8 minute. Da, zi bună!